Hello, bine v-am regăsit la o nouă ediție Vibrația Zilei. În această săptămână avem o situație foarte interesantă. Este o situație oarecum inedită. Este prilejuită de faptul că la mijlocul săptămânii se schimbă luna. Trecem din luna iulie în luna august. Evident, se schimbă și niște vibrații din punct de vedere numerologic și din punct de vedere vibrațional. Practic, trecem dintr-o vibrație într-o altă vibrație. Ce se întâmplă însă mai interesant în această săptămână este faptul că avem trei duble. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Până una alta, vrem să mulțumim foarte mult că ne urmăriți, că ați înțeles că este important să apăsați butonul de subscribe, pentru că este singura variantă în care puteți să rămâneți în contact cu noi, puteți să fiți notificați în momentul în care publicăm noi materiale și de asemenea puteți să adresați diferite cereri sau să puneți întrebări, să comentați în cadrul acestor producții pe care le postăm aici pe canal. Se mai întâmplă un lucru interesant în această săptămână. Dacă ați urmărit clipurile Andreei, pe care oricum le veți găsi atașate la finalul acestui clip, veți fi înțeles deja de acolo că pe parcursul acestei săptămâni, fix în mijlocul săptămânii, pe data de 1, scăpăm în sfârșit de influența lui Mercur retrograd, care ne-a chinuit de atâta și atâta amar de vreme. Și practic din acest moment, din acel moment în viața noastră, lucrurile vor începe să se întâmple mai simplu, mai ușor, vom comunica mai ușor, ne vom înțelege mai bine cu cei din jurul nostru, nu vom mai avea atâtea probleme cu acte, cu întârzieri, cu rătăciri de fel de fel de obiecte, nu vom mai avea probleme atât de mari în trafic. Viața noastră va deveni mult mai bună. Haideți să vedem ce se întâmplă în fiecare zi din această săptămână și haideți să vedem de ce este o săptămână atât de specială. Luni este 29 iulie și avem o vibrație 3. 3 combinat cu luna, energia lui 3 combinată cu energia lunii, ne duce niște extreme. Luna este mai interiorizată, mai liniștită, mai feminină. Treiul, în schimb, este foarte dinamic, foarte creativ. Avem și energia anului, care este 3. O să fie interesant, o să fie probabil o zi a extremelor. O zi în care, deși poate ne vom simți mai calmi, mai liniștiți, mai interiorizați, vom avea tendința să demarăm proiecte, să facem niște lucruri. Vom simți că suntem mai creativi și vom avea acel impuls de a face ceva. Hai să ne apucăm de chestia asta, hai să facem un lucru, haide să, nu știu, să începem ceva, un proiect, o lucrare. Poate, având în vedere că vorbim despre energia lui 3, este vorba și despre o asociere, de a comunica cu mai mulți prieteni, cu mai mulți cunoscuți și împreună să puneți la cale, cum spuneam, un proiect sau un plan sau... Dar mare atenție, doar discutați despre treaba asta pentru că încă este Mercur retrograd, nu este foarte bine să demarăm niște lucruri de o importanță mai mare încă în această perioadă. Marți, pe 30 iulie, avem o vibrație 4. 4 este o vibrație așezată, liniștită cumva, foarte asumată, foarte împământenită, dacă vreți. În tradiția hindusă, 4 este o cifră cu rezonanțe aparte, este cifra perfectă cumva, este cifra care corespunde vârstei de aur, pentru că, spun ei, vaca sfântă are 4 picioare, practic stă cu toate cele 4 picioare pe pământ și nu este niciun pericol să cadă sau să vină cineva să o dărâme sau o răstoarne. Însă îl avem pe Marte. Marte nu este el foarte liniștit, nu este nici foarte așezat și nici foarte calm. Este din nou o zi plină de extreme, de data asta cumva pe invers, este influența lui 4 care vine să ne așeze, dar este influența care vine din partea lui Marte, care aruncă totul în aer și vine cumva să ne tulbure, dacă vreți, și să ne scoată din calmul și din liniștea pe care 4 ni le-ar putea induce. O nouă zi cu extreme și suntem abia la ziua de marți.
Miercuri pe 31 este ultima zi cu Mercur retrograd. Energia este 5. 5 este din nou foarte dinamic. Miercuri, adică Mercur, patronul acestei zile, în ultima lui zi de retrogradare, aici trebuie să avem un pic grijă, pentru că se consideră, este unanim acceptat cumva, prima și ultima zi de la intrarea și respectiv ieșirea lui Mercur din retrograd sunt zilele cele mai sensibile, sunt zilele cele mai delicate, zilele în care trebuie să avem cea mai multă atenție. Spuneam și atunci când s-a întâmplat să intre, deși, ca să lămurim foarte, foarte bine un lucru, Mercur este din retrogradare undeva între 31 iulie și 1 august. Practic, ieșirea lui efectivă se întâmplă în dimineața zilei de 1 august. Dar această zi, 31, este ultima zi completă în care el mai este retrograd. Practic, joi dimineața când ne vom trezi, el deja va fi în mers normal. Însă, aceste două zile, tocmai prin factura pe care o are Mercur de a-și schimba direcția de mers, lucru care totuși se întâmplă destul de brusc. Repet, aici sunt niște accepțiuni generale, pentru că în niciun caz planeta nu își schimbă direcția în traiectoria pe care o are pe orbită. Vorbim despre alte aspecte. Știu că Andrei a explicat mult mai bine într-un clip pe care l-a făcut special pentru a explica ce se întâmplă cu acest Mercur retrograd. Însă, efectul pe care această ieșire din retrogradare îl are asupra noastră este cumva cu efectul pe care îl are o mașină care schimbă brusc direcția, mașina în care noi se întâmplă să fim, și vom resimți un șoc. Evident că nu va fi un șoc fizic, ca în cazul plimbării cu o mașină, va fi un șoc la nivel interior. Vor fi niște schimbări, vor fi niște momente poate mai bulversante, vor fi niște aspecte pe care poate că nu le vom înțelege total. Trebuie să stăm liniștiți, trebuie să ne interiorizăm, trebuie să medităm dacă se poate și să acceptăm totul, pentru că alte alternative nu prea avem. Să acceptăm totul așa cum este, cu bucurie cumva, în măsura în care acest lucru este posibil și lucrurile care se întâmplă nu sunt chiar foarte dezastruoase, ca să nu spun tragice, dar trebuie să înțelegem, sunt fapte de viață, sunt aspecte care țin de existența noastră și până la urmă totul trece. Joi este 1 august, este ziua lui Jupiter, Jupiter încă este retrograd pentru următoarele 10 zile sau ceva pe acolo. Însă, ce se întâmplă interesant, pentru că s-a schimbat luna, avem tot o vibrație 3, la fel ca și luni. Și este prima dintre cele 3 duble care marchează această săptămână. Așadar, joi cu Jupiter retrograd și cu energie 3. Cumva este o situație relativ asemănătoare cu ce s-a întâmplat luni, pentru că și Jupiter retrograd ne duce cumva spre interiorizare, dar 3 vine și ne scoate și ne aruncă și ne împinge cumva în alte direcții. Toată săptămâna asta o să vedeți, când am și despre zilele următoare, o să fie așa, dintr-un colț. Și practic o să ne treacă prin fel de fel de stări, care mai de care mai contradictorie. Însă, așa cum spuneam, totul face parte din viață, totul face parte din ceea ce ne înconjoară, și nu prea avem alternative. Trebuie să rămânem liniștiți, să încercăm pe cât posibil să fim centrați, pentru că asta întotdeauna ne ajută să depășim orice moment, oricât de dificil ar fi. O meditație, poate o rugăciune, poate o plimbare în natură și ziua va trece fără probleme. Vineri este 2 august și avem o vibrație 4. Este cea de-a doua dublă despre care spuneam în această săptămână. Zilele de marți și vineri au vibrații asemănătoare, însă dacă marți energia lui 4 se contrapunea cumva energiei lui Marte, de data asta avem o situație mult mai plăcută. Practic, vineri este cam prima zi din această săptămână în care lucrurile sunt pe deplin așezate, în care simțim liniștea, simțim că ceea ce se întâmplă nu este chiar atât de extremist, pentru că avem influența lui Venus, avem influența iubirii, a frumosului, avem influența a tot ceea ce este bun în jurul nostru
și îl avem pe patru care ne așează, care ne dă stabilitate, ne dă încredere, astfel încât vineri poate chiar să fie o zi de excepție, poate să fie o zi specială din multe puncte de vedere, pentru că ne susține și vibrația zilei și vibrația planetei care guvernează ziua, ne susțin împreună să avem o zi în sfârșit liniștită și o zi poate chiar frumoasă, o zi cu multe bucurii, o zi cu mult frumos în noi și în jurul nostru. Sâmbătă este 3 august, avem o energie 5, iată și cea de-a treia dublă din această săptămână, practic joi și sâmbătă, energie asemănătoare, însă influența pe care planeta specifică zilei o aduce schimbă întrucâtva situația. De data asta Saturn nu este nici pe departe asemănătorului Jupiter, Saturn nu este foarte de acord cu energia lui 5, Saturn este el însuși mult mai așezat, este ca un profesor aproape să iasă la pensie, pe care nu vrei neapărat să-l deranjezi făcând gălăgie la ore, pentru că pe de o parte îl respecti, pe de altă parte este suficient de sever și nu știi cum ar putea să reacționeze dacă nu cumva nu te va pofti să ieși din clasa lui. Totuși, este o zi în care putem să valorificăm cel puțin energia zilei, energia lui 5, foarte mult dinamism, foarte multă mișcare, foarte multe proiecte care pot fi continuate în cazul în care ele au început la un moment dat. Cert este că avem foarte multă energie în această direcție, în a merge și a rezolva foarte multe aspecte pe care poate le-am amânat, poate din cauza lui Mercur retrograd am evitat sau am ezitat să le începem. Duminică este 4 august, avem o energie 6. 6 este despre iubire, duminică este ziua patronată de soare. Soarele este un simbol al vieții, al iubirii și dacă este să extrapolăm puțin, să asociem soarele cu Dumnezeu, este evident și un simbol al iertării. Așadar, o duminică specială este prima zi în această săptămână când avem o altfel de vibrație și este din nou o zi în care și vibrația zilei și influența pe care planeta, în acest caz soarele, o aduc asupra zilei în sine, în momentul în care se unesc, în momentul în care își dau mâinile, să spun așa, ne conduc către o stare aparte, către o stare benefică, o stare pozitivă, în care putem să facem foarte multe lucruri frumoase, lucruri plăcute și pentru noi și pentru cei din jur, să ne întâlnim, să discutăm, să ne exprimăm sentimentele pe care le avem față de persoanele apropiate. Nu cred că pățește nimeni nimic dacă spune mi-a fost dor de tine sau aș vrea să știi cât de mult țin la tine sau cât de mult te iubesc în funcție de conjunctură și de situație. Este o săptămână, spuneam, extremistă, să sperăm că avem înțelepciunea să trecem peste ea fără să ne lăsăm foarte mult influențați și să ne asumăm că fiecare zi este specială dacă ne dorim noi înșine să fie specială.